Clipe de groază s-au derulat marți seara pe drumul național 52 în zona Izvorul Rece. Martorii spun că tractorul respectiv ce avea tractat o remorcă nesemnalizată nu ar fi fost observat de conducătorul auto. Ambele autovehicule se îndreptau spre Alexandria, numai că șoferul a intrat violent cu autoturismul în remorca respectivă. În urma impactului puternic, partea din fața a mașinii a fost grav avariată. Potrivit autorităților, pe numărul unic pentru apeluri de urgență a fost anunțată o singură victimă. Rănile suferite de aceasta nu au fost așa de grave încât să fie transportată la spital. La fața locului au intervenit pompierii cu auto specială de stingere, dar și un echipaj medical de la Serviciul Județean de Ambulanță. Testați cu etilotestul, niciunul dintre cei doi șoferi nu consumaseră alcool înainte de a se urca la volan. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate cauza producerii accidentului.